dar trebuie să-ți placă să stai în cizme, trebuie să-ți placă să umbli după ele, trebuie să-ți placă să fii afară. Dacă îți place să stai la televizor sau la seriale sau la filme sau la băutură sau la bar, și asta s-o poți să faci în timpul liber. Și asta e o pasiune, dar nu-i pentru noi. Apoi că munca nouă mai punem, că ne-a ajutat Dumnezeu și bine a fi și suntem sănătoși. Dar nu e asta, că și munca aia ta e limitată. Noi trăim 70, 80, 90, 100 de ani ăștia care au capre și... Domnul Nenea Săran, spuneți-ne, vă rog, cum să ne susținem financiar în anul 2023 vai, din creșterea animalelor ce vorbe la mare țară. Ai zis dumneata, domnucă, cum susținere, ce asta? Cum să trăiești la țară? Da, no, știu că cum mulți... să mânci o chită în toată ziua din creșterea animalelor? Să știi că e o întrebare destul de frecventă găsită pe grupurile de crescători de animale pe Facebook. Multă lume pune întrebarea în diverse forme. Dar ce mai lucri? Din ce trăiești? Da, uite că noi, cred că anul ăsta e anul în care vom trăi numai din animale și numai din canalul nostru de YouTube. Și... sperăm să funcționeze. Avem un efectiv frumos de animale, nu-s multe, sunt numai 5 capre la mulți, dar avem încă 5 eduțe care trebuie să le dăm la montă și mai avem încă 5 pe care le păstrăm pentru anul viitor și așa mai departe. Și îți produc suficient lapte cele 5 căprițe? Ești mulțumit? Da, în momentul de față cred că e anul în care caprele mele produc cel mai mult lapte, pentru că ne și concentrăm să le aducem la păscut de 2 ori pe zi, ori eu, ori soția, ori copiii, pentru că, uite, e o muncă. Eu și cu familia suntem mutați în Maramureș de 10-12 ani de zile, crescut în Oradea, Andreea e crescut în Baia Mare, dar ne-am așezat la țară într-un sat lângă Baia Mare și creștem animale. Ne străduim să creștem, să trăim din creșterea animalelor. Bine, și... dar ai spus foarte multe și încă n-ai început să răspunzi la această întrebare. O să răspund, pentru că toate lucrurile astea pe care noi le facem au fundație și fundația traiului la țară îi, în primul rând, să fii vrednic de a trăi la țară. Nu poți să trăiești la țară numai așa că, a, păi mie îmi place să mă uit pe jam și mie îmi place să mângâi pisicile. Nu, dragilor, că pisicile nu dau lapte. Trebuie să vă găsiți ceva animale care vă dau produse. Da, dar să știi că chiar și din creșterea pisicilor poți să faci bani. Da, spune-mi tu mie. Păi treabă cum să pe nu? Sora ta. Da. Cât pui de pisic o vândut și cât de mulți bani păi o făcut din asta. Păi dacă ai, de exemplu, 10 pisici care nu, fac... Nu, hai să pui... nu ne băgăm în gaura asta de iepure. Nu, deci dacă vreți să trăiți la țară, trebuie să trăiți pe spatele unor animale. Trebuie să exploatați, să profitați de pe spatele animalelor. Noi profităm de pe spatele caprilor. Dar, și asta... dar vreau să te contrazic. De ce numai animalelor? Dacă au, sunt persoane care au cumpărat 50 de hectare de pământ. Poate vrea să crească porumb sau grâu sau ceva. Cine are 50 de hectare de pământ trebuie să aibă un tractor potent, mare, greu, scump, pe care trebuie să bage bani în el să-l cumpere, după aia trebuie să bage bani în întreținerea lui, trebuie să bage bani în arătură, culturi, semănături, etc. Și după aia trebuie să-și culeagă porumbul și pe când să-l vândă, îl vinde la concurență cu aia din Ucraina, care vând cu un leu pe kil. Și asta e problema noastră, că oamenii, fermierul român, îi așenil strânge de gât, îi sugrumat de toate problemele și provocările actuale, guvernul și cine ar trebui să ajute țăranul român nu-l ajută, pentru că noi vorbim într-una că nu ne ajută nimeni, dar uite-te tu că pe afară, pe fermierul de animale, de vaci, de porci, acolo sunt subvenții, la noi nu sunt, sau sunt, dar le iau numai ăia profitorii, numai mafioții, numai șmecherii, bun! Dacă nu ești șmecher, în video ăsta vei afla cum să trăiești de pe spatele animalelor, cum să trăiești la țară din animale. Noi de 5 ani creștem capre, cred că e al 6-lea an și anul ăsta avem niște capre bombă. Ia uite-te tu la ele, filmează-le un pic ce fain ești. Sunt numai 5, dar din alea 5 capre mulgem aproape 10 litri pe zi. Pardon, nu, 10 litri la o mulsoare.
Și 10 litri la o mulsoare, dacă vă ziceam că noi vindem cu 20 de lei litru, ghiși câți bani faci pe zi. Nu-l vindem tot, că n-avem clienți la tot laptele, dar vom povesti cu voi astăzi ce strategii să aplicați și cum să găsiți soluții ca să obțineți un venit cât de bun și să puteți trăi la țară din animale. Ați văzut ce animale avem? Sunt niște 5 capre, atâtea îs. Dar îs și eduțe, îs și iede, îs și vătui de anul ăsta, ai și țapu și 2-3 căprițe în adăpost pe care îi încurs de a le monta. Și uite așa ne străduim să avem lapte și la toamnă. Pentru că da, am pus 3 eduțe la țap la montă și sperăm să le monteze, să ne fete în septembrie, să avem lapte și peste iarnă. Asta e o chestie care trebuie să vă abonați la canalul nostru ca să le prindeți. Unele secrete le prindeți din zbor, dacă sunteți în stare. Dacă nu, îmi pare rău. Revenim. Ce trebuie să faci să te poți susține financiar din animale la țară? Ca să poți să faci asta, trebuie să-ți placă în primul rând să muncești, să te trezești de dimineață, să-ți placă să fii între animale, că animalele astea au nevoie de om. Au nevoie de atenția omului, au nevoie, uite, caprele noastre le scoatem la păscut de 2 ori pe zi. Și seara, în fiecare seară, mă minunez de cât de mult lapte au. Acum, de-abia o da firul ierbii. Bine că Maramureș și Oporaș a fost belșug toată iarna asta, chiar dacă n-am avut foarte multă zăpadă, dar a fost mare belșug de umezeală și de umiditate propice pentru iarbă. Și uite că avem iarbă până unele locuri și iașenii. Da? Și caprele au ce mânca, ieșim cu ele, ne plimbăm, nu-i muncă grea. Dar trebuie să-ți placă să stai în cizme, trebuie să-ți placă să umbli după ele, trebuie să-ți placă să fii afară. Cel mai important lucru ca să poți să trăiești din animale e să te mulțumești cu mai puțin. Pentru că, după cum merg lucrurile în lumea asta, la televizor și peste tot, stilul de viață e prezentat într-un anume fel, oamenii trebuie să meargă nu știu câte concedii pe an, oamenii trebuie să aibă tot. Opulența trebuie să se vadă peste tot, oamenii trebuie să aibă haine de firme, trebuie să aibă nu știu ce. Eu am, uite, pantaloni ăștia mi-s de firmă, îs de foarte la modă, dar n-am vreme să mă duc cu ei în Paris sau pe Londra și rămân pe aici între caprele mele. Și ăsta e secretul numărul 1, să te mulțumești cu puțin și să fii dispus să muncești. Pentru că prin muncă cinstită poți să faci orice. Eu asta îi educ pe copiii mei, am un băiat și o fătiță și la amândoi le spun, în primul rând, să se țină de școală, să învețe, să fie cei mai buni și că prin muncă poți să facă orice. Dacă le spui asta la copii de la 9 ani, unul are 9 ani și unul are 7 ani, eu cred că vor fi invincibili. În completare cu faptul că ei deja umblă cu caprele, deja sunt învățați cu munca și nu o să le fie groză când ori mere în serviciu sau când ori lucra pentru ei să zică vai că iară trebuie să mă duc la animale, ioi cât e greu. Nu-i greu, e chiar fain. Că te bate soarele pe obraz, te bate vântul pe ceafă, îți mai suflă cât de un vânt pe aici, îți mai aranjează părul, mai cântă păsărelele. No. E frumos. Chiar și medicii recomandă a trăi într-un mediu unde ești expus la suprafețe contaminate cu diversi microbi ca să devii imun la ei. E în detrimentul omului să-i locuiască în apartament într-o cameră sterilizată sau dezinfectată păsătăt și în același aer îmbâxit. Așa că faceți un efort și dacă vreți să trăiți mult și bine cum o trăi părinții și bunicii noștri, puneți mâna pe lucru și dacă nu sunteți la țară încă, mutați-vă la țară, pentru că traiul la țară e bun dacă nu te doare mâna să urli. Dacă nu te doare mâna să lucri. Nu te doare mâna să urli. Așa, te doare mâna. Bun, altă întrebare. Deci, principalul aspect și principala condiție ca să trăiești bine la țară este să fii interesat de muncă, să-ți placă munca, să nu te doară nasul de la mirosuri, pentru că animalele miros. Dacă vrei să trăiești din animale, trebuie să fii dispus să te încalzi în cizme, chiar și când îi mai frig, să te duci la animale, să cureți gunoiul, să le mulci, să te apleci, să miroși. Dar te speli, că este apă, este săpun. Noi acum, Andreea face săpun de lapte de capră. Numai cu de la ne spălăm de un an jumate și nici nu știți cât e de bine. No. Deci, se poate. Al doilea aspect, care era?
Al doilea aspect era să te mulțumești cu mai puțin. Dacă vrei tu să mergi în 5 concedii pe an, sau în 2 concedii, sau într-un concediu pe an, trebuie să muncești mai mult după capri, trebuie să fugi mai mult, trebuie să fugi de poate de 4, de 6 ori cu ele la păscut pe zi. Nu ne ajunge de 2 ori pe zi, ne cântă păsărelele, ne plimbăm cu ele, nu ne dor nici picioarele. Și suntem pe lângă casă, ne putem crește copii, le putem oferi toată dragostea de care au nevoie la vârsta asta tânără. Asta contează pentru noi. Și veniturile, cam toți care au venit la video ăsta vor să știe câți bani să fac din animale și cum să fac bani. Da. Un aspect foarte important este ca țăranul român sau cel care produce ceva din animale să nu se mai vândă pe nimic sau pe bani puțini. Foarte important, și am mai zis și în alte videoclipuri, e foarte important ca atunci când vinzi un produs din gospodăria ta, să iei în considerare toate costurile asociate acelui produs. Asta am învățat-o de când eram la liceu de finanțe contabilitate. Indiferent ce vinzi, tu trebuie să ai incorporat în prețul produsului final toate costurile. Și dacă ai uitat ceva, ce ai uitat pleacă din buzunarul tău. Da? Și foarte des oamenii români, țăranii pe la țară, îi auzi când, a, păi că munca nouă mai punem, că ne-a ajutat Dumnezeu și bine a fi și suntem sănătoși. Dar nu e asta, că și munca aia ta e limitată. Noi trăim 70, 80, 90, 100 de ani ăștia care au capre și... și... ăia 100 de ani cât îi trăim, trebuie să trăim cu satisfacții, să putem, să avem ce băga în gură, să nu ne fie foame când mergem cu animalele pe pășune și să fim fericiți. Dacă tu nu ferici... prea parcă ți-e foame și nici pentru următoarele două săptămâni nu cred că o să-ți fie foame. Eu cred că pentru următorii 2 ani, dacă vine ceva grav peste noi, cu lapte de capră și cu cât mai am pe mine, mă mențin. Dar... glumă la o parte, să știți că chiar și noi la țară, având animale și având produse de cea mai bună calitate pentru hrana noastră, trăim vremuri grele, trăim vremuri foarte dificile. Pentru că noi, cel puțin, avem curajul să ne cerem prețul pe produsele pe care noi le vindem și asta, pe de o parte, reduce din numărul de clienți. Pentru că cei mai mulți oameni nu sunt interesați să-ți ofere ție cât să merită, ca să câștigi tu ceva pe produsul ăla că ai umblat după el. Dar avem câțiva clienți fideli care apreciază, care s-au obișnuit cu produsele noastre de cea mai bună calitate, apreciază lucrul ăsta și sunt dispuși să plătească calitatea, în felul ăsta le mulțumim că ne și susțin. E foarte important ca oamenii care merg în servici pe un salar, pe un așa la oraș, să fie dispuși să plătească calitatea și gustul produselor de la țară. Așa că acolo vine balanța și echilibrul ăla între a fi mulțumit cu cât ai, a munci ca să produci cât mai mult și cât mai de calitate și a avea curajul și demnitatea de a sta cu fruntea sus și a spune, măi omule, atâta trebuie și atâta se merită pentru produsul ăsta. Pentru că eu m-am sălit, ia uite ce frumos l-am îmbalat, ce frumos l-am prezentat, l-am adus în oraș, atâta costă. Costă mai mult, ar trebui să-mi fie rușine că laptele de capră costă 20 de lei. Am văzut crescători în Maramureș pe Facebook anunțând că ei vând cu 10 lei litru de lapte. Deci ei vând la jumate de cât vând eu. Bun, presupunem că ei scot costul cu tot ce produc, dar munca lor nu cred că s-o scot. Sau dacă scot munca lor, că au muncit ca robii un an de zile pentru animalele alea, profit, ceva să pună deoparte ca să evolueze, să înainteze. Unde lui? Da? Noi, la 20 de lei litru, nu avem bogăție. Și unii o să zică, păi dă-l mai ieftin și o să-l vinzi tot și o să ai bani. Nu cred. Nu cred pentru că oamenii care cumpără ieftin vor vrea tot mai ieftin. Nu? Da. Și atunci trebuie să avem curaj, răbdare, perseverență, să ne cerem prețul corect, că noi inițial am vrut să cerem către 25 de lei pe litru. Sunt crescători în țară, unii cu care am vorbit, care și anul trecut vindeau cu 25 de lei litru de lapte de capră. Dacă nu mă înșel eu așa, mă amintesc. Nu, 18. Nu, nu. 25 știu că era. Sau 18? Nu mai știu. În fin. Scoți asta. Deci, atunci când lucrăm
un an de zile după niște lapte de capră, avem niște brânză, avem produse de foarte bună calitate, trebuie să ne cerem și prețul și să ne calculăm toate aspectele în așa fel cât să acoperim costurile, să ne acoperim munca noastră, foarte important, și să avem un surplus cu care să înaintăm. Pentru că, din păcate, cei mai mulți crescători care se silesc să vândă ieftin și foarte ieftin, poate vând anul ăsta la disperare și la toamnă își vând toate animalele și le lasă toate și fug să nu le mai vadă. Dar eu nu cred că cei de la oraș care apreciază și vor produse de calitate vor ca țăranul român să dispară. Când dispare țăranul român, va fi jale în țara asta. Și? Poate că nu a dispărut de tot, că mai sunt vreo 2-3 nebuni așa ca noi care s-or ținea în continuare de animale, dar sper că ați învățat ceva din video-ul ăsta. Stai că mai am întrebări. Ce faci? Ce întrebări mai ai? Spune-mi ceva concret, că nu toată lumea o să fie dispus să țină capre, de exemplu, da? Hai să zicem că ține capre, dar trăiești numai din asta? Că nu poți să zici că trăiești numai din asta. Momentan nu trăim numai din asta. Bun, dar spune-mi ceva concret. Ce altceva ar mai putea să facă omul? Că acum noi facem YouTube, dar altcineva poate că nu se apucă de YouTube, poate vrea altceva să facă. Eu nu pot să dau idei după șablon la toată lumea sau universal aplicabile. Păi nu după șablon, acum fii și tu un pic creativ. Spune, dacă aveți un hobby care vă place să-l faceți, puteți să-l puneți în... Apropo, că n-o ușor să zicem că trăim numai din animale, dar trăim la țară, în principal din venitul de la animale, care este consistent. E mulțumim cu mai puțin. Mașina mea trebuie de mult reparată și băgată vreo 2-3 mii de lei în ea. Dar, uite așa pe rânduc, tot așteptăm, tot merem, tot ne... Sunt vremuri grele și toată lumea le resimte. Mai ales la noi se resimte prin faptul că am vorbit și cu mulți prieteni care au firme și așa mai departe, care au zis, bă, e greu, anul ăsta e foarte greu. Vânzările au scăzut, toată lumea strânge de bani, cine mai are bani ține de ei sau să socotește cât de bine. Și trăim o perioadă foarte, foarte dificilă. Da, dar nu am răspuns la întrebare. Ce? Răspunsul meu la întrebarea ce mi-a adresat-o Andreea e următoarea. Trebuie să vă diversificați veniturile. Dacă sunteți harnici, veți reuși orice faceți. Uite, Andreea s-a pus să coase berete și vinde berete pe internet. Ocazional, când vinde câte o beretă. Eu fac zăbăluțe pentru capre și din alea vând din când în când. De-a lungul anului vând zăbăluțe pentru capre. Capre care se sug pentru ies, care trebuie să fie înțărcat și așa mai departe. Și am deja am vândut, nu vreau să mă caut anaful, că n-am vândut mii de bucăți, dar am vândut câteva. Deci e un venit suplimentar care vine și de acolo. Ne avem venit un venit mic și din YouTube, avem și din creșterea animalelor. Ne-a ajutat Dumnezeu că nu suntem datori la bănci, nu suntem împrumutați, nu avem rate, nu avem credite, nu avem credite imobiliare. Și încă o dată, ca și final și ca și piatră de temelie, ne mulțumim cu mai puțin, ne mulțumim cu ce avem și mulțumirea e o mare parte din fericirea vieții. Așa că vă doresc succes în viață, vă doresc fericire, vă doresc să puteți trăi la țară, găsiți-vă pasiunile, trăiți, munciți cu drag și veți avea și rezultate, veți avea și venit. Ăsta e video de astăzi. Nu uitați de concurs. Ăsta e video de astăzi, sperăm că v-a plăcut. Aștept neapărat reacțiile voastre în comentarii și să-mi spuneți voi ce planuri aveți. Din ce reușiți să trăiți? Trăiți dintr-un salar, trăiți din animale, trăiți din amândouă. E mai greu să trăiești din amândouă, dar dacă ești harnic, poți să le faci amândouă. E mult, mult mai greu să fugi în servici, să vii acasă și așa mai departe. Ăia sunt într-adevăr eroi care chiar rup hamul. Dar spuneți-ne în comentarii voi cum faceți, cum vă descurcați, cum trăiți în aceste vremuri grele și dați-ne un like, distribuiți acest video și dacă vreți să câștigați ieduța pe care îl vom da la concursul din 13 aprilie, nu uitați să deveniți membri ai canalului Orășan la Țară ca să fiți eligibili. Cu prețul a 10 lei de fiecare membru, veți reuși să ne și susțineți activitatea, să ne încurajați să continuăm această treabă care am început-o de 3 ani de zile pe YouTube. Vrem să o continuăm și căutăm susținători. Nu numai din aia care le place să ne vadă și le place să ne laude. Avem nevoie oamenii să
cotizezi acolo cu 10 lei pe lună. Din aia 10 lei, 5 lei în ea YouTube-ul, dar nu avem ce face, că asta este. Suntem pe platforma YouTube și astea sunt regulile lor. Vă mulțumim pentru vizionare, vă mulțumim pentru susținere, chiar și pe cei care ne comentează la videouri, că vedem, vă vedem foarte mulți, ne lăudați, ne apreciați, ne admirați. Și acum e momentul când trecem prin perioade grele și vă întrebăm dacă ne puteți susține. Nu cerșim la nimeni, pentru că noi trăim din animale. Dar trăim și din YouTube și dacă puteți să ne susțineți, faceți-o. Ce bine! O zi să mai termin o dată cu poveștile. Noi uitați-o pe Cuțu, care e la a doua fătare. Și uite-te tu ce pulpă grozavă are. Deci, vă spun o treabă, concluzia mea, caprele astea le-am înțărcat de vreme. Unul la mână, capre hodinite, care toată toamna, chiar dacă nu au mâncat cea mai bună mâncare, nu le-am mulț. E prin octombrie, cred că nu le-am mai mult. Mai devreme, cred că. Septembrie. Poate că mijlocul septembrie, nu le-am mai mult. Și acum se văd rezultatele. Ne-au produs ies mari. Sunt foarte bune de lapte. Și merem înainte cu ele. Binecuvântarea lui Dumnezeu că ne-a dat curaj, ne-a dat putere de muncă, ne-a dat chef de muncă. Și înțelepciune. Și înțelepciune, ne place să muncim. Și uite la asta ce grasă. Asta e eduță de-a lui Cuțu și cred că va fi o eduță fabuloasă, o capră fabuloasă. Ce mare! Stai, uite! Da. În curând vom începe să facem videouri doar pentru membri. Și asta sigur e foarte, foarte criticată de unii care ai de mine numai pentru bani. Da, pentru că vrem să ne finalizăm oamenii ăia care ne urmăresc, 2-3 mii de oameni care stăt la fiecare video. Unii dintre ei care sunt la început în creșterea caprelor. Sigur, poți să-ți cumperi o carte de pe internet și să o citești, dar mai bine vezi la fața locului. Vom începe să facem cursuri de creșterea caprelor. Veți putea să veniți în gospodăria noastră din Maramureș să puneți mâna pe animale, să experimentați ce înseamnă creșterea animalelor, poate înainte să vă luați ceva, ca să nu vă încurcați și să nu vă găsiți depășiți de situație. Da? Dar revin, vom începe să selectăm din videoclipuri și din alea vechi la care nu prea se mai uită lumea și care nu prea mai aduc venit pe vizionări, le vom pune deja treptat numai pentru membri. Și cei care sunt la început și vor informații valoroase, ori găsi oarecumva și ori plăti 5 lei pe lună sau 10 lei pe lună să le poată vedea. Trebuie să găsim strategii să putem trăi și noi, la țară. Așa cum ne place. Să pot să mai am eu o pereche de pantaloni de ăștia de firmă și o pereche de cizme de astea comuniste. Da. Ăsta e video de astăzi. Vă mulțumim încă o dată pentru vizionare. Vă salut și ne vedem data viitoare.